Acordul predicatului cu subiectul. Te invit să îți reamintești cum se acordă predicatul cu subiectul. Să pornim de la o propoziție. Pinguinii înoată foarte bine. Predicatul este partea principală de propoziție exprimată prin verb. În cazul nostru, cuvântul înoată are rol de predicat. Subiectul este partea principală de propoziție care arată despre cine se comunică în propoziție. În enunțul nostru, cuvântul pinguinii are rol de subiect. Predicatul ne arată ce se spune despre subiect. Între predicat și subiect există o potrivire, în sensul că verbul trebuie să aibă același număr și aceeași persoană cu pronumele prin care este exprimat subiectul. Sau, în cazul în care acesta este exprimat prin substantiv, cu pronumele care îl poate înlocui. În enunțul nostru, înlocuim substantivul pinguinii cu pronumele ei. Persoana și numărul verbului înnoată sunt aceleași cu ale pronumelui ei, persoana a treia, numărul plural. În acest fel se realizează acordul predicatului cu subiectul. Iată câteva exemple. Avem enunțul, puii cresc repede. Verbul cresc are rol de predicat. Substantivul puii are rol de subiect. Substantivul se poate înlocui cu pronumele ei. Astfel ne dăm seama că verbul trebuie să fie la persoana a treia, numărul plural. Predicatul se acordă cu subiectul. Un alt exemplu. Mama hrănește puiul. Verbul hrănește are rol de predicat. Substantivul mama are rol de subiect și poate fi înlocuit cu pronumele ea, care este la persoana a treia, numărul singular. Predicatul hrănește se acordă cu subiectul mama. Și un ultim exemplu. Ea aduce mâncare. Verbul aduce are rol de predicat. Pronumele ea are rol de subiect. Verbul aduce e la persoana a treia, numărul singular, deoarece pronumele ea este la persoana a treia, numărul singular. Predicatul aduce se acordă cu subiectul ea.